Salut, dragilor, înainte să încep, promit că nu vă țin mult. Dacă sunteți interesați de animeuri și în principiu de Naruto, chiar vă invit să intrați pe canalul lui Alin Mihai. Vi-l las în descriere. Omul postează content super legat de partea asta cu animeurile. Deci sper să vă abonați așa cum am făcut-o și eu. Acum să trecem la episodul nostru. Salut, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să vorbim despre noul avion de luptă produs de americani, pentru că au executat și ei primul zbor cu un avion din generația 6-a, ceea ce este super interesant pentru că avioanele din generația 6-a sunt viitorul armatei și din ce în ce mai multe țări încearcă să-și pună amprenta pe această generație a 6-a. E ca la 5G, băieți, ca să vă faceți o idee. A fost 4G, acum a venit 5G, 6G, 20G și așa mai departe. Bine, glumesc, vă dați seama. În funcție de generația armatei respective și China efectuează astfel de zboruri. Cred că și rușii efectuează astfel de armament pentru a generație. Dar în episodul de astăzi o să discutăm strict despre americani. Deci haideți să vedem cum arată noul avion militar al americanilor. Conform presei internaționale, forțele aeriene americane au construit în secret și au executat primul zbor cu prototipul unei aeronave din generația a 6-a, care a fost dezvoltat ca parte a programului Next Generation Air Dominance, adică avionul din generația viitoare destinat asigurării dominației aeriene. Viitoarele aparate vor fi în măsură să execute operații aeriene la distanțe mari față de bazele proprii și vor dispune de performanțe cu mult superioare a avioanelor actuale din generația 5-a, cum ar fi F-22 Raptor sau F-35 Lightning II. În plus, caracteristicile de mascare pasivă implementate cu succes în cadrul programelor avioanelor americane din generația 5-a vor fi introduse cu siguranță și pentru noile aparate din generația 6-a, asigurându-le o amprentă redusă de radiolocație și permițându-le să acționeze cu succes în raza de acțiune a sistemelor de radiolocație sau antiaeriene adverse. Avioanele din generația 6-a ar putea fi echipate cu sisteme de arme laser, a căror energie va fi asigurată de motoarele avionului sau înmagazinată în sistemele de la bord. Noile avioane vor coopera cu drone subsonice, permițând pilotului să trimită aceste vehicule aeriene fără echipaj în zonele periculoase unde aeronavele pilotate ar fi în pericol. O cerință importantă pentru viitoarele avioane G6 va fi posibilitatea executării misiunilor aeriene cu sau fără echipaj, opțiunea fără implicarea personalului fiind obligatorie în toate programele de aeronave din generația 6-a aflate în derulare în Europa, Rusia sau China. În afară de utilizarea masivă a inteligenței artificiale, noile aparate din G6 vor fi echipate cu radare radio-fotonice și vor fi în măsură să atingă viteze hipersonice în atmosfera Terei, dar și în spațiu. În prezent, deși puține forțe aeriene se mândresc ca o dotare, chiar și avioane din generația 5-a, au fost deja inițiate primele demersuri în construire de noi avioane de luptă dintr-o nouă generație care se intre în dotarea forțelor aeriene în anii 2030-2040. În Europa, care a sărit peste era a avioanelor 5G și nu își poate permite luxul de a rata 6G, au apărut nu unul, ci chiar două proiecte multinaționale de cercetare-dezvoltare a unor avioane avansate 6G, cum ar fi SCAF și Tempest. Viitorul avion din noua generație, New Generation Fighter, care va fi construit de firmele Dassault Aviation și Airbus Defense and Space, reprezintă doar aeronava pilotată în cadrul sistemului de luptă aeriană al viitorului SCAF. Avionul de vânătoare din noua generație reprezintă platforma aeriană cu echipaj a sistemului de sisteme SCAF, care va mai include mediul informațional operațional de luptă aeriană, air combat și mai multe platforme aeriene controlate de la distanță, cum ar fi remote carrier, având rolul de coechipier fiind destinate a executa o gamă variată de misiuni independente
independent sau în cooperare cu New Generation Fighter. Dezvăluit în premier în iulie 2018 în cadrul salonului aeronautic de la Farnborough, programul trilateral Tempest, la care participă Marea Britanie, Italia și Suedia, va fi dezvoltat de un consorțiu condus de compania Bay Systems, în colaborare cu Rolls-Royce, firma italiană Leonardo și MBDA. Tempest va înlocui flota de avioane Eurofighter Typhoon din cadrul Royal Air Force în număr de 110 exemplare și din cadrul Forțelor Aeriene Italiene în număr de 94 de exemplare. Tempest va zbura alături de Typhoon din 2035 și îl va înlocui treptat începând cu anul 2040, iar proiectul va beneficia de 2 miliarde de lire sterline până în anul 2025. Tempest va putea să zboare fără pilot, va încorpora practic o carlingă virtuală controlată de la distanță de un pilot echipat cu un dispozitiv de afișare montat pe o cască și va beneficia de un motor performant dezvoltat de compania Rolls-Royce cu ciclul de funcționare variabil, adică Adaptive Cycle Engine sau de sisteme de arme laser. Viitorul avion va putea să coopereze în timpul misiunilor cu roiuri de drone sau cu alte sisteme aeriene proprii, distribuind sau recepționând informații obținute de diferiți senzori într-o zonă de luptă pentru coordonarea eficientă în timpul diferitelor faze ale luptei. Forma aripii și a cozii aparatului sugerează faptul că Tempest va avea ca misiuni principala luptă aeriană. Dar totuși, se fac demersuri foarte importante în armată și Statele Unite ale Americii se grăbesc să facă pași importanți. De exemplu, forțele aeriene ale SUA par a fi interesat dezvoltarea unui nou avion de luptă. Nu neapărat unul de generația a 5-a sau a 6-a, ci unul de generația 4,5, deoarece vor să înlochească vechile aeronave F-16. Cel puțin asta sunt generalul american Charles Brown, șeful statului major al forțelor aeriene ale Statelor Unite ale Americii. Mai multe publicații mass media din zona militară, printre care Defense News și Defense World, au relatat că United States Air Force au început un studiu care va descrie combinația perfectă de avioane de luptă și de alte avioane tactice care vor fi utilizate pentru a ajuta la construirea bugetului pentru anul fiscal 2023. Cu alte cuvinte, United States Air Force derulează un studiu cu privire la componență, adică tipul de aeronave pe care trebuie să o aibă în viitor flota sa de avioane. Acesta ar putea include noi avioane de luptă F-16 de la Lockheed Martin sau eventual un nou avion de luptă generația 4 sau 4,5, mai susține publicația Flight Global. United States Air Force intenționează de mai mulți ani să-și îmbunătățească flota de avioane de luptă stealth, în special segmentul alcătuit din avioane F-35. Cu toate acestea, în 2020 a deviat puțin de la acel plan de cumpărare de avioane stealth și a început să încheie un contract pentru avioane Boeing F-15 destinate să înlocuiască vechile F-15C. Demersul de a face o analiză asupra componenței pe care trebuie să o aibă flota sa de avioane ar putea include și planurile de proiectare și dezvoltare pentru un nou avion de luptă. Șeful de stat major al forțelor aeriene SUA, generalul Charles Brown, a declarat că noul avion ar trebui să îmbine caracteristicile lui F-16 cu cele ale avionilor de generația 5, cum ar fi F-22 și F-35, iar rezultatul ar trebui să fie un avion nou de generația 4,5. Dacă avem capacitatea de a face ceva și mai capabil și mai rapid, de ce nu? Să nu cumpărăm doar de pe raft, ci să aruncăm o privire la altceva ce putem construi, a declarat generalul Brown în timpul unei conferințe. Declarațiile generalului sunt considerate o noutate, prima dată când un oficial al forțelor aeriene vorbește despre introducerea unei alte aeronave de a patra generație în dotarea United States Air Force. În ianuarie, fostul șef de achiziții al Pentagonului pentru United States Air Force, Will Roper, a dezvăluit că studiul în curs va oferi un răspuns dacă United States Air Force ar trebui să cumpere sau nu noi avioane F-16 construite de Lockheed Martin. Generalul Brown a spus că încă nu este convins că F-16 este opțiunea potrivită. De fapt, vreau să pot construi ceva nou și diferit care nu este F-16, a precizat în linii mari Brown, adăugând că United States Air Force ar trebui să acorde o mai mare importanță avionului de antrenament Boeing T-7A, Red Hawk și programul Next Generation Air Dominance. Cam atât a fost episodul de astăzi, sper că v-a plăcut, dacă da, nu uitați de like, share, subscribe. De asemenea, vreau să vă întreb voi ce părere aveți despre programul american de dezvoltare a forțelor aeriene. Chiar vă aștept răspunsul în comentarii. De asemenea, nu uitați să vă abonați și la canalul nostru secundar de YouTube, aveți un link în descriere și de asemenea un follow pe Instagram și unul pe TikTok, ar fi absolut fantastic pentru nou conținut și pe acele platforme. În zi cu alte episoade și evident multă baftă în absolut tot ceea ce faceți.